Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video. Avem aici la reparat o cositoare DAC 1050 XL. Mi-a adus o cunoștință, spune că aceasta nu mai pornește. O voi pune înapoi mânerul și vedem imediat ce are. Eu presupun că este carburatorul înfundat. Am pus mânerul. Vom prinde imediat. Îl prind eu și revin. Am revenit între timp. Voi porni blițul. Cositoarea are semne de pornire, dar chiar nu vrea să o ia. După cum se poate vedea, vom desface mai întâi la bujie pentru a vedea dacă nu cumva este înnecată. Așa. Ce greu a ieșit. Opa, nu-i de 17. Sau 19. Chiar nici 18, nici 19. Vedem acum. Am găsit cheia. E o cheie de 21. Afară este foarte frig. Aceasta arată un semn că este înnecată. Voi curăța bujia, după cum se vede, are un pic de lepăreș și voi da drumul aici, la acest șurubel, pentru a vedea dacă vine benzină. Dacă nu, îl desface carburatorul acesta. Cred că este înfundat, probabil cel mai sigur este înfundat. Curăț, desfac acolo și revin. Am revenit. Bujia am curățat-o, dar n-am pus-o încă la loc. Am scos acest șurub. Este cu o cheie de 10. După cum puteți vedea. Cheie de 10. A curs puțină benzină cu un miros ca de diluant. După nu am mai curs nimic. Ceea ce înseamnă că vom demonta carburatorul. Vom face acum un tutorial exact cum se demontează un carburator pentru o cositoare de gazon DAC 1050. Mă scuzați, 150 XL. Începem imediat, doar să montez bujia înapoi. Între timp am pus puțin bujia la să o ard. Pașii sunt următorii. Scoatem acest capac, care este destul de greu, pentru că această cositoare a fost achiziționată anul trecut. Acesta este filtrul de benzină, de aer, mă scuzați, nu știu ce am astăzi. Este puțin înfundat, adică puțin mai mult. Avem nevoie de o cheie de 10, dar o cheie tubulară. Vom să ne uităm puțin și ce benzină avem în ea. Benzina este prea mai are, ceea ce este bine, pentru că benzina care stă peste sezon nu mai este bună. De aceea când am desfăcut și aici la carburator a avut un pic de miros de diluant, aceasta și-a pierdut din proprietăți.
Căutam acum. Am revenit. Am adus o tubulare de 10. După cum puteți vedea, aceste șuruburi se desfac chiar și la mână cu șurubianița. Scuzați zgomotul, am aici un placaj de tablă și acesta se cam am scos, după cum puteți vedea. Scoatem aceste tije. O să închid un pic video pentru a le scoate, pentru că nu sunt chiar așa ușor de scos. Scoatem furtunul de benzină și revin cu carburatorul dat jos. Am revenit. Am scos siguranța de la furtunaș. O să băgăm un pic o șurubieniță. Da. Am adus acest bidon pentru că altceva chiar nu am găsit la momentul respectiv. După cum vedem, benzina nici prea mai are. Scoatem acum carburatorul. Aceste tije este destul de ușor. Aici trebuie să avem mare grijă, deoarece are un arc. Are un arc, după cum putem vedea. Și nu este chiar așa ușor. Le scot eu și revin. L-am scos, după cum puteți observa. Pregătesc curge benzină din el. Aduc ceva pentru a-l spune. Am revenit. O să încerc cumva să pun telefonul să filmeze pentru a vedea exact cum desfac acest carburator. Caut ceva și revin. Mă cam repet că revin, dar asta este. Am improvizat ceva și am revenit. Vom începe să desfacem acest carburator. Avem această cheie de 10. Mizerie nu prea avem, după cum se observă, dar avem un miros foarte urât de benzină. Voi curăța un pic acest carburator. Voi curăța un pic acest carburator aici, pentru că este foarte mizerabil. Și îl voi sufla puțin la compresor, în acest jiglior, pe aici, și unde mai are el, pe aici. Și îl voi monta la loc. Nu știu dacă voi filma asta, pentru că de montat la loc e foarte simplu. Acele două șuruburi de pe motocoasă. Și acest șurub de aici. E o treabă ușoară și simplă. Oricine ar putea să o facă. Curăț și revin imediat. Am revenit, după cum puteți vedea. Am făcut acest carburator ca nou. Apropo, este Japan. Tot cu serie. Este ca nou, am dat și aici la cuiul pondon jos. Este nou nouț. Vom pune înapoi această chestie. Acesta vine așa. Iar noi vom pune această chestie așa. Vom pune frumos șurubul. Strângem. Acum mă voi duce puțin să curăț și asta de aici, dar voi pune întâi șurubul, acest șurub de aici, pentru a nu intra din nou mizerie. Îl voi monta înapoi și voi reveni cu rezultatul.
Am pus totul înapoi. Urmează să pun aceste șuruburi. Și cam asta-i toată chestia. Acest carburator, cam așa ceva se demontează. Nu este nimic mai complicat sau mai complex. Acest filtru de aer îl voi sufla puțin la compresor și doar atât. Nu îl voi spăla acum pentru că se va usca foarte greu. Voi curăța un pic și pe aici. Pun totul înapoi și vă arăt direct pornirea. Da, după cum am zis, cuiul ponton din carburator a fost. Acum aceasta pornește. Acesta am fost eu, vă aștept la un nou video, un like și un subscribe. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video. Avem aici la reparat o cositoare DAC 1050XL. Mi-a adus o cunoștință, spune că aceasta nu mai pornește. O voi pune înapoi mânerul și vedem imediat ce are. Eu presupun că este carburatorul înfundat. Am pus mânerul. Vom prinde imediat. Îl prinde ușurivir.